Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Studiile spun că doar 3% dintre români aleg să facă dezvoltare personală. Ne bucurăm că ŞTV a ales să realizeze o emisiune care se ocupă efectiv de dezvoltarea noastră personală pentru a ne vindeca relațiile, pentru a ne vindeca pe noi, pentru a fi persoane frumoase în societatea în care trăim. Sunt Consuela Balașa și vă spun bun venit într-o nouă ediție Step by Step. Alături de mine se află colegul meu Cătălin, pe care îl salut, dar și Florina Marie, practic sursa noastră de informație, care este master în psihoterapie, coach și trainer pentru cupluri, pregătit și astăzi să ne deschidă mintea, să lanseze acele provocări care să produc schimbări noi. Vă salut! Sara Consuela, Florin. Salut, salut! Și eu mă bucur foarte mult că fac parte, că contribui și eu atât cât pot la această emisiune, care, într-adevăr, că scopul ăsta este, nu? Dezvoltarea personală. Și pot să spun pentru mine că de când fac această emisiune de câțiva ani, m-am dezvoltat puțin personal în acest domeniu și sperăm că și cei care se uită la noi. În orice caz, asta se întâmplă. Simplul fapt că se uită la noi este un exercițiu de dezvoltare personală. Nu-i așa, Florin? Nu exagerez, nu? Hai, nu o să mă contrazici. Depinde cum se uită la noi. Admirativ. Mă gândeam la ce spunea Consuela. Oare are vreun om capacitatea să deschidă mintea cuiva? Sau omul își deschide mintea? Cred că trebuie unor să se declanșeze ceva, să vină un factor, un stimul. Eu cred că dacă tu nu ești pregătit să-ți deschizi mintea și n-ai o atitudine potrivită, poate să fie Dumnezeu din cer și nu ți-o deschide. Eu cred că procesul, eu cred că da, este muncă în echipă, dar este totuși o ordine. Omul e pregătit, și omul are atitudine, e dispus și zice dă-mi, zi-mi și după aia tu vii și spui, tu fiind oricine. Și atunci se produce creșterea lui. Dar dacă el este un om închis în el, în bula lui, vorbeam despre un personaj înainte de emisiune, dacă tu te închizi și crezi că ești atot suficient, poți să-ți toarne informație oricine pe planeta asta și nu se întâmplă. Dar și dacă ești deschis și primești o sursă care te duce într-o altă sferă, care nu te prea ajută, la fel mi se pare un joc pierdut. Așa este. Pentru că sursa pe care ți-a ales-o nu este una care să te și ajute în schimbare. Deci este nevoie de cineva care să facă, să producă scânteia. Dacă tu nu ești dispus să te aprinzi, degeaba ai scânteia. Da. Asta încerc să spun. Pentru că a fost o vreme când eu credeam, cu ani buni în urmă, când eu credeam că dacă informațiile mele sunt valoroase, îi ajută pe oameni. Și m-am trezit. Cel puțin așa cred acum, că eu nu pot să ajut pe nimeni. Dacă omul respectiv nu are o anumită stare interioară, dacă nu are o anumită stare de conștiență, dacă nu are voință, dacă nu intenționează schimbarea, tu nu poți să faci treaba asta. Deci ajungi numai în conflicte cu oamenii. Deci ori de câte ori eu vin din exterior și aduc o informație care îți poate schimba viața și tu nu ești pregătit pentru schimbarea respectivă, ăla este un abuz. Eu vin în viața ta cu niște chestii și zic ia-le. Și zici, bă, nu vreau. Cam asta e ideea de bază. Nu vreau, nu sunt pregătit. Dacă eu mai insist, intrăm în conflict. Și de asta sunt conflicte foarte multe între oameni. Pentru că unul vrea să ofere și celălalt nu-i pregătit. De aceea, cred că e foarte important mindset-ul de la care pleacă cei care ne urmăresc. Nu eu te schimb, tu ești pregătit, tu vrei, tu îți dorești, tu cauți. Și eu am ceva, o bucățică din tot universul ăsta, ți-o prezint eu. Ceva Cătălin, ceva Consuela, ceva maică-ta, ceva taică-ta. Și tu iei de la fiecare ce ți se potrivește și ce ești pregătit în momentul respectiv și se produce o schimbare în viața ta treptat. Noi am încercat de ceva timp aici să aprindem niște scântei care pot, dacă se aprinde într-adevăr un foc acolo, să contribuie la vindecarea stilurilor noastre de atașament dobândite în copilărie și care ne influențează foarte mult în relațiile pe care le avem cu partenerii noștri romantici la maturitate. Și acum discutăm despre stilul de atașament anxios, despre vindecarea stilului de atașament. Încă discutăm. Poate vrei să ne spui câteva cuvinte, cum am ajuns aici? Și cum pe scurt, vrei relații sănătoase, este important ca tu să fii bine cu tine în primul rând. Și acum, de câteva ocazii încoace, tot discutăm despre stilul de atașament anxios. Este persoana care, la nivel subconștient cel mai probabil, se crede insuficient de bună. Insuficient de capabilă din punct de vedere fizic, spiritual, emoțional, intelectual, financiar, nu mai contează. Se vede insuficient de capabil încât cineva să stea cu ea.
Și din acest motiv n-are încredere? N-are încredere în sine? N-are încredere în ceilalți? Pentru că n-are încredere în sine, n-are încredere în ceilalți? Asta este ordinea. Noi spunem că noi folosim expresia n-am încredere în tine. Fals. Prima persoană în care tu n-ai încredere ești tu. Și pentru că n-ai încredere în tine, tu nu te vezi valoros, tu nu te respecti, tu nu-ți dai valoare, atunci ai impresia că și ceilalți te văd la fel. Facem proiecții asupra celorlalți. Eu mă văd jos, cred că și ceilalți mă văd jos. Și cum ceilalți manifestă un comportament, știi cum, micuț, micuț de tot, de neacceptarea persoanei mele, imediat eu mă activez. A, știam eu că nici voi nu mă iubiți și nu o să stați cu mine. Cam asta face atașamentul anxios. Persoana cu atașament anxios. Știu că vrei să ne spui trei pași importanți atunci când vrem să facem această vindecare și este strâns în legătură cu stima de sine, despre care la fel discutăm de câteva ediții încoace. Doar că înainte de a intra tu în pâine, vreau să le transmit celor care ne privesc în acest moment că ne dorim să distribuie această emisiune pentru că noi credem în calitatea ei. De asemenea, vă invităm să urmăriți și arhiva pe care noi am reușit să o strângem până acum pe YouTube, pentru că de asemenea lucrurile sunt legate între ele și ne dorim să vedeți tot firul, pentru că suntem convinși că vă vor ajuta dacă într-adevăr ați făcut acest click care să declanșeze în voi dorința de a schimba și de a deveni adulți sănătoși. Da, să distribuie și să ne pună întrebări. Dacă au întrebări, dacă aveți întrebări, scrieți-le, o să vă răspund. Că acum, că mai târziu un pic, vă răspund. Păi care e primul lucru dintre cele trei la care se referea Consuela? Păi da, venind încoace pe mașină, mi-am dat seama că mai sunt, pe lângă ce voiam să discutăm, mai sunt trei chestiuțe foarte mici, dar mi se pare esențiale, că tot am mai lucrat în ultima săptămână cu cineva care are probleme cu stima de sine și mi-am dat seama că sunt niște lucruri de care nu ținem cont. 1. Când începi să lucrezi cu tine, dă-ți timp. Nu te aștepta ca într-o săptămână, două, de când ai început să citești, să mergi la seminarii, să faci o terapie. Nu te aștepta ca într-o săptămână tu să fii alt om. Chiar dacă sunt la 30-40 de ani, unii au așteptarea asta tâmpită. Mamă, că am citit trei cărți despre imagini de sine, despre stima de sine, am fost la nu știu ce cursuri, am făcut două, trei terapii, bă, și eu tot încă mai gândesc rău despre mine. Păi tu ce te așteptai? Când cinci ocazii, gata, tu ești altă persoană. Nimic, adică nu se întâmplă peste noapte această schimbare? Nu. Nu se întâmplă. Știți voi un domeniu? Nu se întâmplă nimic peste noapte. Ba, peste noapte știi ce se întâmplă? Mori. În lucruri rele, da. Da, peste noapte mori. A dat peste tine ăla rău. Și asta da, dar peste noapte nu se fac lucruri bune pe termen lung. Dar există și un termen maxim în care să ne dăm seama că suntem pe un drum bun sau nu? Adică dacă după, să zicem, 5 luni, 10 luni, îmi dau seama că nu se întâmplă schimbări, îmi dau seama că sunt... Poate primesc o hrană care nu mă hrănește suficient astfel încât să mă ducă pe drumul pe care ar trebui să merg? Foarte faină întrebarea. Și eu sunt faină. Glumesc. Ca să înțeleagă repede oamenii ce am de zis, să vă imaginați și voi și oamenii cam așa. Tu vrei să ajungi la nu știu câte kilograme. Și pentru asta îți propui să mergi la sală, să adopți un anumit stil de viață, alimentar, de somn, de apă, mai știu eu ce. Păi dacă tu... În astea câte luni? 6 luni de zile. În primul rând depinde câte kilograme ai. Cu cât ai mai multe kilograme, cu atât îți va fi mai greu să ajungi la 60 de kg, să zicem, da? Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Vă salutăm, dragilor, și ne bucurăm pentru că ne-ați ales ca sursă de inspirație pentru schimbările care se cer în viața voastră, pentru a deveni o variantă mai bună a voastră, pentru a deveni oameni sănătoși, pentru a forma împreună o societate sănătoasă și frumoasă, cu relații echilibrate. Sunt Consuela Bălaș, tot mi se află colegul meu Cătălin Ionete, și împreună vom pune întrebările lui Florina Marie, care este masterând în psihoterapie, coach și trainer pentru cupluri, practic sursa de inspirație de la ea acasă. Vă salut, dragilor! Bună seara, Consuela, Florin! Salut, Cătă, salut, Consi. Și nu doar cei care ne privesc sunt cei care, cum ai zis mai devreme, devin versiuni mai bune ale lor. Și noi, și am observat asta la mine, se întâmplă asta. Este un dar vine la pachet și cu provocări mai multe. Această variantă mai bună a noastră. Ma, așa e. Ceea ce e bine. Ați observat că
cu cât știi mai multe lucruri, cu atât sunt mai multe situații pe care le vezi în viață și mai multe ocazii când ar putea să te doară ceva? Da, din plin. Ar putea să te doară sau nu? Depinde. Păi te doare pentru că procesul, așa cum am stabilit data trecută, da, este îndelung și până ajungem să vindecăm cât de multe dintre ele, încă sunt acolo deschise și dor. Cu cât afli mai mult, cu atât lumea ta devine mai mare. Cam asta. Mm-hmm. Și cu bune și cu rele. Dar asta, da, înseamnă că e și mai echipat să cucerești le mai mult față din ea. Mm-hmm. Ce cam frumos asta să păi, cam asta este. Un iubitor al munților. Un iubitor al munților. Nu, asta este viața, o experiență de creștere și de dezvoltare și de cucerire. Fiecare dintre noi. Cam asta este. Înainte de a spune contextul în care ne aflăm și tema pe care am ales-o pentru această ocazie, aș dori să le spun celor care privesc acum că vor găsi arhivate pe YouTube toate edițiile noastre și vă încurajăm să faceți acest lucru. Dacă doriți să înțelegeți exact firul pe care noi mergem, suntem convinși că vă vor aduce un plus. De asemenea, vă invităm și vă rugăm să și distribuiți această emisiune, pentru că noi credem în calitatea ei și ne dorim să ajungă la urechile cât mai multor oameni. Ce dragilor? Suntem în contextul în care vrem să vindecăm stilul de atașament anxios și ne ocupăm cu precădere de stima de sine. Exact. Și am discutat deja de câteva emisiuni, de modalități foarte concrete prin care putem să ajutăm la creșterea stimei de sine. Da? Pentru că implicit, când ajuți pe cineva să-i crească stima de sine, contribuie treaba asta la vindecarea atașamentului anxios. Dar să înțeleagă lumea de ce vorbim despre stima de sine în contextul atașamentelor. Păi de asta vorbim, pentru că stilul de atașament anxios sau o caracteristică a atașamentului anxios este că se subpoziționează celorlalți, el relaționează cu ceilalți din poziția perceptuală, eu nu sunt ok, tu ești ok, se subpoziționează celorlalți, prin urmare, lipsă de încredere în sine, prin urmare, înseamnă relații proaste. Pentru că cum mă tratezi pe mine la nivel inconștient, îi tratezi și pe ceilalți. Și uite, așa avem relații proaste pentru că cu alții, pentru că cu noi nu suntem bine. Uh-huh. Și de asta, ceea ce facem acum de câteva ediții încoace și încă o să mai continuăm, vreau să ajutăm pe oameni să fie cât mai bine cu ei înșiși. Deci eu cred că sunt trei tipuri de relaționări în care noi trebuie să investim în viață. În primul rând, relația cu Dumnezeu, cu divinitatea, zi cum vrei. Acolo cred că este sursa bogăției noastre. 2. Relația cu mine însumi. Și 3. Relația cu ceilalți. Eu până nu investesc în primul rând în relația cu divinitatea, va fi foarte greu să investesc în relația cu mine și să fiu bine cu mine și apoi, chiar că mi-este imposibil, să am relații sănătoase cu ceilalți. Toate, de fapt, sunt foarte legate una de alta și divinitatea este cea care spune, nu, degeaba ziceți că mă iubiți pe mine și nu mă vedeți, exact, că nu vă iubiți. Deci divinitatea ne trimite la oameni mai întâi dacă vrem să ajungem să avem o relație adecvată cu el, cu ea. Da. Sunt în legătură toate. Dar cred că una este sursa celorlalte. Dar sunt toate într-o strânsă relație. Da. Și în contextul ăsta vreau să mai ofer astăzi să mai punem o cărămidă la construcția asta, pentru că vreau să înțeleagă toată lumea ce facem noi aici, nu este astăzi o soluție vindecătoare. Nu. Este un proces, tot construim, tot punem câte ceva până ajungi să ai o casă faină. Până ajungi să ai casa aia faină, lucrezi la ea. În funcție de locul unde te afli, câți oameni muncesc, câte ajutoare ai, dar se muncește, puțin câte puțin. Și după aia ajungi să lucrezi la detalii și niciodată nu-i perfect, că pe când ai realizat tot casa să mai strică ceva pe dincolo, deci e de lucru toată viața. Și mai ales data trecută am aflat că nimic frumos nu se face peste noapte. Exact. Și este vorba de un proces de lungă. Exact. No, și în contextul ăsta aș vrea să vorbim astăzi despre o mentalitate care ne poate ajuta enorm de mult. Și anume, mentalitatea sună cam așa. Răspunsul pe care eu îl dau într-o anumită situație, imediat o să vedem la ce mă refer, răspunsul pe care eu îl dau este răspunsul meu. Nu este răspuns pe care cineva mi-l dictează. Când eu ajung să am mentalitatea asta, că răspunsurile pe care eu le dau la ce se întâmplă în viață, când acel răspuns îmi aparține și este o decizie asumată, stima de sine crește foarte mult. Asta e partea teoretică, s-ar putea să nu înțeleagă nimeni nimic. Dar să luăm niște exemple concrete, să lucrăm pe ceva ca să înțeleagă lumea mai bine. O situație clară, care cred că ni se întâmplă tuturor. Să zicem, te înjură cineva.
Mă, te-am jurat. Ăla e momentul în care tu cum poți reacționa? Tu, nu tu, ci tu, oricine. Cum reacționează oamenii în situația în care, în situația asta, când sunt înjurați? Depinde de cine înjură și cum înjură. Ok, te înjură așa. Pentru că sunt înjurături pe care eu personal le pot ignora ușor și altele care, la care chiar dacă nu reacționez... Ca de exemplu? Nu știu... Ce? Nu. Nu pot să reproduc, că eu sunt un om civilizat și părinții mei m-au învățat. Dar să vorbim așa, în caz general, când cineva, când cineva este înjurat, ce reacție are? Ce reacție poate avea? Să răspunde la fel. Să înjure înapoi. Să ignore. Să ignore nu e chiar o opțiune, că asta voiam să zic. Cei mai mulți dintre noi, cred că toți, simțim când ne-a înjurat cineva, că ni s-a adus un afront, o insultă mare și că nu putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu. Cei mai mulți. Și trebuie să răspundem. Și de obicei răspunsul este puțin mai puternic decât așa răspund oamenii în general. Dacă cineva l-a înjurat, înjurătura care e reacție este mai urâtă. Păi ca la cutremur, reacția este mai puternică decât cutremurul. Și așa se ajunge la punct, că următorul după aia se simte înjurat, trece la față. Alții lovesc, da? Da. Ce reacție ar mai putea să aibă alți oameni? Ar putea să plece de acolo supărați, trântind ușa. Ar putea? Ar putea. Sau ar putea să plece de acolo supărați, tiptil. Ia uite ce mi-a făcut. Să se simtă vinovați, rușinați, că ia uite, eu l-am provocat. O victimă așa pleacă de acolo. Victima se gândește, bă, ăsta a fost îndreptățit să mă înjure. Că eu l-am provocat. Eu sunt de vină. Totdeauna victima e de vină. Da? Așa. Ai putea să-i ții o perdicuță cât este de urât să înjuri și că nu a fost momentul potrivit să-ți să intri în rol de salvator, exact, și să-l înveți tu lucruri bune. Uite cum ai putea să vorbești în loc de înjurături. Trebuie să vă povestesc un episod pe care l-am văzut chiar săptămâna trecută. A, credeam că ai fost salvator. Nu, dar eram într-un sens giratoriu mare din București și cineva oprise mașina în mijlocul sensului giratoriu și ieșise și țipa și era roșu la față și înjura și din câte am înțeles, cât am trecut puțin că era blocat pe lângă el, îl înjurase, se înjuraseră în trafic, nu-i dăduseră prioritate, bineînțeles, și se înjuraseră unul pe altul și asta era reacția la înjurătură, în care acel șofer ieșise acum și ziceai că mai are puțin și face, explodează, în orice caz nu-i făcea bine și ar fi putut foarte ușor să se treacă la bătaie. De fapt, am trecut mai departe, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar era un spectacol și iată, era o reacție la o înjurătură. O reacție foarte violentă. Ok, aici îmi scriu ceva. Bărbații au mai multe variante ca femeile. Poftim? Bărbații au mai multe variante ca femeile. Adică? O femeie n-ar face ceva. Dar care ar fi o reacție tipică atunci pentru o femeie? Sau mai obișnuită pentru femeie? Cred că noi obișnim să intrăm în rolul ăsta de victimă care se simte cumva că a provocat ceva sau pentru că ne măsurăm puterile repede în capul nostru, facem un calcul scurt și ne dăm seama că suntem peste cel care ne-a adresat în jurătura, băgăm coada între picioare și suferim în interior. Dar bineînțeles, sunt și femei care nu procedează așa și înjură și ele ca niște birjari. Da, da. N-au fost crescute de mămica mea. Bun, deci ideea este următoarea. Avem tot felul de reacții. În cele mai multe situații, reacția pe care noi o avem este o reacție situațională. Ce înseamnă asta? Pentru cei care vor mai multe detalii, nu o să insist acum, îi invit să vină și la seminarul de parenting al Uraniei, pe care îl susțin. Acolo, tehnica asta, bine, aici noi o să discutăm o parte din ce discutăm acolo, acolo discutăm în detaliu, dar aplicată pentru copii. Dar e foarte fain că acolo vă arătăm și cum putem, le arătăm oamenilor și cum pot să-i ajute pe copii să-și aleagă deciziile. Da? Ideea este următoarea. Noi reacționăm în situațiile, cei mai mulți dintre noi, reacționăm în anumite situații în funcție de situația în care noi ne aflăm. Adică dacă am o zi relaxantă, astăzi sunt relaxat la înjurătura ta. Dacă mâine mă prins pe un tren în care sunt agitată, va ieși din mine un om agitat. Bravo! Deci nu înjurătura mă impactează, ci ce trăiesc eu starea acum. Starea mea din ziua respectivă. Dacă eu am avut o noapte bună și am dormit bine și am adormit bine cu nevastă mea și ne-am trezit bine și copiii au fost cu minciori, și lucrurile au fost bune în viața mea până la jurătura aia,
și sunt plin de hormoni pozitivi și nu sunt flămând și nu sunt obosit și nu sunt însetat și nu mai enerva nimeni până atunci, foarte probabil că dacă cineva mă înjură, mie, eu să am o reacție liniștită, să nu i-o dau înapoi. Foarte probabil. Dar sunt oameni care, indiferent cât de bine le-a fost până atunci, tot vor răspunde foarte pe negativ și... Pentru că ai zis, nu mai enerva nimeni până acum. Tu ești primul care m-a enervat, da, în jurătura. Dar și m-a enervat. Vorbim așa în general. Da, da? Da. Cel mai probabil, dacă nu ai, dacă ești într-o stare super bună, s-ar putea să te apuce râsul. Ia uite, bă, pe ăsta, cât tupeu are. Dar e, cât tupeu are, dar nu ești încărcat negativ. Bă, dacă la continuă, da, normal că te enervezi. Dar dacă a fost doar o simplu înjurătură, nu. Iar dacă eu am avut o zi proastă până atunci, și un simplu deget arătat, nu ăsta, evident că, da, mă activează maxim. Pentru că, adică, da, mă activează, eu deja eram activat. Pune pe foc. Cherosen. Cherosen. Cherosen este acolo. Bun. Ce este foarte important? Vorbește și Stephen Covey foarte mult despre conceptul ăsta. Între stimul și răspuns există un spațiu gol. Stimulul în situația asta este înjurătura, răspunsul este ce fac eu. No, între momentul în care cineva mă înjură și momentul în care eu dau răspunsul, există un spațiu gol de câteva zeci de secunde, zeci de fracțiuni exact, de secundă, milisecunde sau secunde, spațiu pe care eu pot să-l umplu cu ceva sau cu altceva. Pot să-l umplu cu înjurături, cu nervi, cu stări emoționale proaste sau nu. De ce am adus subiectul ăsta în discuție? Pentru că în funcție de ce fac eu în spațiul ăsta gol, între stimul și răspuns, în funcție de ce fac eu aici, îmi crește sau îmi scade stima de sine. Dacă eu răspund instinctual, reactiv, îl numește Stephen Covey pe acest om, omul proactiv și omul reactiv. Reactiv este cel care răspunde în funcție de factori externi. Mi-ai dat o palmă, ți-am dat o palmă, mi-ai zis, ți-am zis, nu te-ai uitat la mine, mă uit și eu la tine. Mă activez tu, te activez și eu. Și asta este reacția noastră. Și asta e reacția fundamentală, emoțională, pe care o au toți oamenii. Da, asta este reacția instinctivă, venită din amigdală. Amigdală care interpretează orice înjurătură ca un fel de panică primară. Vezi că cineva spune viața în pericol. Cam asta este mesajul. Da, ești un atac la integritatea ta. Și când este afectată nouă integritatea fizică sau aia emoțională sau spirituală, într-un fel sau altul, se activează amigdala. Pentru că ea are rolul de a ne proteja. Și ăla este momentul în care amigdala secretă cei trei, sau secretă un hormon de stres de tip adrenalină, cortizol, care ne dictează cele trei comportamente. Luptă, fugi sau blochează-te, îngheață. Da? Și în funcție de cine suntem, vom avea unul din cele trei comportamente personalizate, evident, că când vine vorba de luptă, fiecare va lupta în felul lui. Unii te mușcă, alții zbiară, alții te înjură, alții te lovesc, dar tot luptă este. Alții vor fugi, este clasica dispariție din peisaj, nu mai vorbește. Se simte jignit, se simte îndurerat și nu mai vorbește, da? Și este înghețarea. Înghețarea, practic, este ce e asta? E un blocaj. Bă, nu mai poți să reacționezi. Nici să pleci, nici să zici. Stai acolo, nici nu știi cum să o interpretezi. Ești paralizat. Bine, dacă e situația foarte, foarte urâtă, mușchi. Efectiv, tu ai vrea să-l lovești, dar nu poți. Că ești... Bine, asta mai ales în starea de frică. Bun. Deci ideea este că noi reacționăm în diferite feluri. Ce este important de știut aici? Dacă vrem să ne crească stima de sine, este foarte important ca în spațiul acela gol, decizia pe care noi o luăm să fie a noastră, să fie o reacție asumată, nu să fie un răspuns automat pe care noi îl dăm. Deci ce vrei să spui este că nu suntem condamnați la o reacție, ci putem să dăm un răspuns. Avem și noi un rol. Un rol, exact. Și... ca să reușim să facem treaba asta, eu acum vreau să intrăm în partea cealaltă, cum reușesc ca spațiul ăla gol să-l umplu cu un răspuns pe care eu îl vreau, nu un răspuns venit din amigdală, mai lovit te lovesc, mai împroșcat cu pietre te împroși cu pietre. Da, este adevărat, primul lucru pe care cred eu că trebuie, de care avem nevoie, este o relație cu divinitatea, pentru că de acolo ne vine sursa noastră. Dar dincolo de asta sunt și lucruri pe care noi concret le putem face.
că nu este suficient doar să zici, băi, Dumnezeu mă iubește și El s-a purtat frumos cu mine și eu mă port frumos cu ceilalți. Este foarte important ca noi să facem niște lucruri. Și uite câteva lucruri pe care le putem face. În primul rând, trebuie să înțelegem că sunt două componente ale creierului nostru care reacționează, sau nu care reacționează, care intră în povestea asta. Poate fi amigdala, am mai vorbit despre ea, sau poate fi cortexul. Cortexul este responsabil de autocontrol, printre altele. Adică îmi vine să-ți dau două peste ochi și nu-ți dau. Dar el e mai încet și vine mai târziu, nu? Adică mai întâi vine amigdala, este prima în proces. Depinde. Și apoi intră cortexul. Da? Depinde. Okay. Depinde de informația care este în hipocamp. Nu știu dacă v-am făcut schema asta vreodată. Ne-ai făcut acum 3-4 ediții. Să o repet oare? Te rugăm. Sigur, cred că ar putea să fie... E foarte important ca Alinuța să-mi dea aici un cadru apropiat. Ne place când tu deschizi. Poți? Da? Deci este cam așa. În primă fază este informația, înjurătura, da? Înjurătura. Informația asta ajunge în talamus. Din talamus, informația asta că cineva m-a înjurat trebuie să ajungă fie în cortex, fie în amigdală. Dar pentru ca să știe talamus unde să trimită această informație, în cortex sau în amigdală, pentru asta pune o întrebare, simbolic vorbind, da? Pune o întrebare hipocampului. Ce se întâmplă? Ce este hipocampul? Hipocampul este acea parte din creierul nostru care este responsabilă de amintiri. Da? Este memoria pe termen lung. Aici sunt stocate toate interacțiunile noastre din trecut. No. Pentru ca informația asta că cineva pe mine m-a înjurat să ajungă în cortex, astfel încât eu să stau calm, să nu mă activez, este foarte important ca în hipocamp să nu fie amintiri negative cu privire la o situație în care cineva pe mine m-a înjurat. Nu numai pe mine. Cineva a înjurat pe cineva și a ieșit rău de tot. Dacă în hipocamp nu există amintiri de genul ăsta, înjurătură, egal, scandal, vai șamar, circ, hipocampul trimite înapoi în talamus informația, bă, nu e chiar așa grav când cineva înjură. Eu nu cred că e cineva pe lumea asta care să nu aibă în hipocamp amintiri cu înjurături care s-au transformat în ceva negativ. Cine știe? Poate sunt unii care n-au trăit într-o familie unde s-a înjurat prea mult. Uite, Consuela nu prea a fost în mediul ăsta. Atunci când ar fi putut fi impactat amigdala rău de tot. Pentru ea, înjurăturile, după câte se pare, nu sunt ceva ce o activează. Și în cazul acestor persoane, au și chiar sunt unii care au trăit în medii civilizate, unde nu s-a strigat, nu au fost bătăi. Deci sunt și familii din astea. Slavă Domnului! Și în hipocampul acestor persoane nu există amintiri negative, terifiante, dezastruoase cu privire la o înjurătură. Înjurătura e un cuvânt, frate. Cum zici pahar, zici și altceva. Mare lucru. Și ce dacă ai zis nu știu ce? Și pentru acești oameni nu există amintire negativă în hipocamp și atunci hipocampul trimite informația în talamus, bă, nu e chiar așa de grav. Asta este e un cuvânt, ca oricare altul. Pahar, scaun sau altceva, bip, da? Și atunci talamus zice, a, deci nu e grav. Și trimite informația asta în cortex. Iar cortexul va acționa calm, liniștit. Ai mai înjurat, e problema ta, nu e chiar așa grav. Dar dacă în hipocampul acelei persoane există amintiri negative, urâte, înjositoare, periculoase cu privire la înjurături, nu, va trimite informația în talamus, iar talamus o trimite informația în amigdală. Tăticule, ori de câte ori, sau de cele mai multe ori când am auzit o înjurături, s-a lăsat cu bătaie, s-a lăsat cu scandal, s-a lăsat cu ceartă, e devalorizare, este lipsă de respect, este urâtă treaba. Și activează amigdala și amigdala secretă hormonul de stres de tip adrenalină cortizol, care ne determină pe noi să luptăm, să fugim sau să înghețăm. Da? Deci cele trei comportamente, luptă, fugi sau îngheață. Deci tu ne spui că putem face curățenie acolo în hipocamp? Deci asta este primul lucru cel mai sănătos lucru pe care trebuie să-l faci este să vindeci amintirea din hipocamp cu privire la înjurătura respectivă. Imaginează dacă tu ai în viața asta 50 de situații negative care îți activează amigdala,
Ce ai tu de făcut este să lucrezi cu amintirile din hipocamp și să faci echilibrări, peste echilibrări și peste echilibrări. Bun, ce înseamnă asta concret? Adică cum lucrezi cu amintirile? Cum lucrezi cu amintirile? O să zic doar o singură idee, pentru că asta este de lucru aici. Iei situația respectivă care a rămas în mintea ta ca fiind o situație traumatizantă, în care, de exemplu, tata a înjurat-o pe mama și după aia a mai și bătut-o, a mai și lăsat-o cu 18 copci în cap, amintire pe care eu, de exemplu, am despre mama mea. 18 copci, dusă la spital de urgență, în urma înjurăturilor, bătăilor, deci scene de groază, urâte, da? No, eu trebuie să lucrez cu amintirea pe care eu o am cu privire la situația respectivă. În hipocampul meu există doar o amintire negativă, o percepție negativă cu privire la situația mea din trecut, când eu aveam câțiva anișori și tatăl meu de 8 martie a venit cu flori și ciocolată acasă și după aia a bătut-o pe mama de a trimis-o la spital. No. Eu trebuie să lucrez cu amintirea respectivă astfel încât eu să nu mai percep doar intruziv, doar amenințătoare, ci să văd și plusurile din situația respectivă, ceea ce o să zic că unii că mi-a pierdut mințile. Nu. Au fost sunt și beneficii ale acelei situații și un beneficiu foarte mare pe care eu mi l-am luat de acolo, copil fiind, în viața mea eu nu o să-mi bat nevasta. Uite cât de dureros este pentru niște copii să stea să se uite la un tată care de 8 martie își bate mama. Și eu când am văzut scena asta, eu mi-am jurat că în viața mea nu o să-mi bat nevasta. De ce? Suferă nevasta, suferă și copiii. Deci nu era ceva bun, pozitiv în scena aceea, dar, da, dar a rezultat din ea ceva pozitiv. Ceva, da, eu am avut și beneficii. Eu n-am primit doar frică și ce am și învățat niște lucruri de acolo. Asta pe de-o parte. Lucrez ca să înțeleg că situația respectivă n-a fost doar rea, ci a avut și plusuri și beneficii. Și în al doilea rând, să înțeleg că în situația respectivă, sincronic, eu n-am fost doar amenințat de către înjurătura și loviturile tatălui meu, ci am primit și protecție din altă parte. Că de la Dumnezeu, că de la mama, că de la o bunică, că de la un unchi, că de la cineva, în egală măsură cu amenințarea, a venit și protecția. Astfel încât eu, exact în același moment, am primit și protecție, nu doar amenințare. Deci a fost un echilibru. A fost un echilibru. Astfel încât în echilibru respectiv eu am reușit, sau prin situația respectivă, pentru că a fost în echilibru, eu am reușit să trec cu bine. Că n-am murit acolo. Că dacă nu exista și partea cealaltă pe care eu n-am văzut-o când eram mic, plusul, eu în momentul ăla, tatăl mă bătea până mă omora și pe mine și pe maică mea. Dar totuși cineva ne-a protejat, un înger, cineva, nu știu cine. Trebuie să descoperi cine a fost cel care te-a protejat în momentul ăla. Și înțelegi momentul respectiv din trecutul tău ca fiind nu doar unul traumatizant, ci și doar traumatizant, ci fiind și unul salvator. Ai fost salvat pe moment și ai învățat chestii care pe viitor te-au ajutat. Asta este pe scurt cum poți să lucrezi cu amintirile de hipocamp. Și este ceva ce poți să faci singur? Depinde cine ești. Dacă știi procesul și ai învățat niște metode și niște tehnici, da, uite, un terapeut, un coach poate să lucreze singur. Dar dacă nu, ai nevoie de cineva. Dar chiar și ei, nu? Chiar și terapeuții au terapeuților. Cum să nu, drăguțule? Cum să nu? Cum să nu? Deci... Da, deci asta e un lucru. Lucrezi cu amintirile, percepțiile negative din hipocamp. Nu, asta pentru asta necesită, asta necesită terapie. Dar până ajungi să faci terapie, mai este un lucru pe care poți să-l faci, nu e chiar de la bază, chiar profund, ca cel pe care vi l-am zis eu, dar este totuși, te poate ajuta. Și anume, în momentul în care îți vine să investește, stai măcar o secundă ia-ți, și nu permite amigdalei să preia controlul, ci investește cortexul. Adică nu-i mai da putere amigdalei, că amigdala oricum ia și ia puterea singură. Deci oricum ia preia controlul. Pentru că este o situație amenințătoare, a preluat amigdala controlul. No. Fă cumva și în momentul în care îți vine să faci ceea ce ești tu pornit să faci, mă, mai dă o tură. Nu știu. Mi-am amintit de un desen animat în care copiii jucau fotbal și sau basket. Nu, mă rog, jucau ceva și era un copil ca de fiecare echipă care era mai dolofan și mai încet. Și pentru că
nu prea era bun la joc și mai făcea și cu tăgave pe teren, instructorul, profesorul de sport, îl punea să mai dea câte o de teren. Și făcea asta până la finalul orei de sport, nu știu câte ture, săracul, n-am apucat să joace deloc în echipa, așa, și tu mai dă o tură până-ți vine, până-ți începe. Stau un prieten chiar recent, că el când se ceartă cu prietena lui, de exemplu, și a reușit să-și impună, ca înainte de a face orice, de a răspunde orice, ies afară și face o tură, să plimbă. Despre asta e vorba. Un pic. Dă o tură în plus. Înainte să ridici mâna, înainte să deschizi gura, dacă simți că te iau toți dracii, oprește-te, dă o tură. Ce faci în tura aia? Ce știi tu? Roagă-te, meditează, citește, ascultă muzică. Vreau să te întreb altceva. Da, zi. În timpul ăsta în care tu dai tura, iartă-mă, Cătălin, în același timp, lucrurile nu stau loc în locul unde s-a produs incidentul. S-ar putea și el să dea tură după tine. Nu neapărat, dar acolo lucrurile evoluează. Tu când te întorci din tura asta, ce faci? Continui păi ce? Nu, eu îți spun ce faci când dai tura. Asta încerc eu să zic. Când dai o tură, ăla e momentul. Tura însemnând, mă duc în camera mea, însemnând, urlând, poți să zici lui nevastă, mea, nevastă, simt că explodez, cum ai putut tu să mă înjuri sau să-mi zici nu știu ce, mă duc până în cameră. Îi zic direct, bă, așa nervos cum sunt, da? Mă duc până în cameră. Ce fac în cameră? În primul rând, stau cât am nevoie. Că stau un minut, că stau 10 minute, stau să mă calmez, să mă potolesc. Ce faci în momentul ăla când tu ești retras? Deci, mă, dacă nici măcar atâta control n-avem, când îmi vine să te plesnesc, să zic, nu, stai un pic, dă-mi timp, mă duc până undeva. Dacă nici atâta nu poți să faci, înseamnă că chiar ești animal, frate. Nu, serios, deci un câine, când te-ai dus la ei și l-ai lovit, în secunda a doua el te mușcă. Dacă noi suntem chiar la nivelul ăla de animale, m-ai lovit și nu mă pot abține nici, bă, nici măcar 3 secunde nu mă pot abține. Bă, dacă nici alea 3 secunde nu te-ai putut abține, scuză-mă, ai nevoie de tratament special. Nu știu dacă avem nevoie de tratament special, că cei mai mulți dintre noi suntem așa, pentru că cei mai mulți dintre noi și suntem fundamental și animale. Știu, mă, Cătăline, dar suntem chiar la nivelul ăla de copil. Chiar atât de jos de tot, de n-am nici alea 2 secunde, eu nu pot să mă gândesc un pic. Mulți nu le-au, cred că... Eu știu. Cred că mulți. Dar înseamnă că avem nevoie de tratament. Și clar zic... nu le-avem, pentru că avem știri care confirmă că sunt soți care și-au ucis soțiile din nimicuri. Adică... Știu. De ce? Pentru că nimeni nu a venit și să le zică ce să facă. Uite, de exemplu, un lucru pe care îl poți face, în momentul în care îți vine vorba ta, să iei toporul, să iei orice în mână. Bă, nu mă înjur tu pe mine, mă. Mă, măcar 3 secunde, atâta stai. Ce fac? Mă duc în camera mea. Ba, așa nervos cum ești, plin de nervi. Trântește ușa, mă, să duce ușa. Ai scos-o din rădăcini, din țâțân, sau cum se zice. Mă, dar n-ai dat în soția ta. Te duci în camera ta și ce faci acolo? Ce te calmează? Trebuie să înțeleagă toată lumea că fiecare adult se calmează în felul lui. Unul bea apă, altul bea suc, altul bea altceva, altul fuge, altul trage de fiare, altul ascultă muzică, altul sună un prieten, altul se roagă, altul citește dintr-o carte. Altul doarme. Altul nu poți să dormi. Când, apropo, când ești nervos, nu o să caști niciodată, nu o să strănuți niciodată, nu o să dormi. Deci nu poți când ești nervos, nu mă testează. Ori de câte ori strănută cineva, ăla e liniștit. Nu poți. Nu o să se întâmple niciodată. Sau nu strigi la cineva și dintr-o dată caști. N-ai cum, e imposibil. Alea sunt niște stări pe care nu le poți accesa în momentul în care e așa. Și uite un lucru foarte, foarte important, că aici voiam să ajung. Când dai ture, da? Când stai în camera ta retras, în alea 2-3 minute, 10 minute, depinde cât ai nevoie, relativizează pericolul. Ce înseamnă asta? Stai și întreabă-te. Mă, m-a înjurat bărbatul meu, m-a înjurat nevastă mea. Păi e chiar pericol de moarte? Relativizează. Chiar așa gravie, mă, chiar merită să eu dau înapoi? Chiar merită să mă cobor la nivelul ăla încât un pic te-ai uitat lung la mine și eu te calc în picioare, mă? Chiar e atât de grav, nevastă mea, mă, e un dușman? Mă, nu-i dușman. Mă, îmi vrea rău? Nu vrea rău, mă, săraca, mi-a zis și ea că e rănită și are și ea probleme emoționale, de-aia a fost nervoasă, copii, ce mai știu eu ce. Mă, nu vrea rău, mă, nu dușmanul meu. Ea nu s-a căsătorit cu mine că vrea să mă omoare la noapte. Asta cu mine că a ajuns să-ți dorească asta pe parcurs. Bă, ori fi și din ăștia. Așa.
relativizează pericolul. Chiar e cazul ca amigdala mea să preia controlul vieții mele? E chiar pericol de moarte? Și o să-ți vină răspunsul rapid. Bă, nu-i pericol de moarte. Când înțelegi că nu-i pericol de moarte, dar asta o faci singur, cât e singur. Dacă ești lângă ea și escaladează conflictul și tu zici și ea zice, nu te mai gândești la așa ceva. Deci ai nevoie de un minut, 3 minute, 10 minute să stai tu singur cu tine. Și când îți pui problema asta, relativizarea pericolului, îți dai seama că nu este chiar de viață și de moarte situația. Bă, m-a înjurat cineva. Până la urmă, mi-a zis un cuvânt care în alte situații poate e drăgălaș, poate îmi place. Și acum mi-a zis un cuvânt, ceva de mama. No, mama. Mama e o ființă dragă, mă. De mamă, mi-aduc aminte, era în liceu, puteai să înjuri de orice și aproape oricine înghițea orice înjurătură, dar dacă cineva înjura de mamă, era ca și cum se trecea o graniță nepermisă și atunci reacția da, știu, era totdeauna foarte... Da, mai devreme, o glumă nereușită. Dar ideea este că nu este, nu ți este pusă viața în pericol când cineva te-a înjurat. Dar... Și stai, deci ca să concluzionăm, ăla e momentul în care în cortexul tău practic preia controlul. Că te gândești tu, dacă nu-mi pune viața în pericol în mod real, atunci n-are rost să mă activez. Și stai, după ce ai relativizat pericolul, pasul următor este stai și gândești, încearcă să, să-ți dai seama de stările tale emoționale. Ce te încearcă? Păi îmi vine să lovesc, îmi vine să încă să sunt în starea aia. Nu, mai stai acolo până te mai potolești, până se mai... liniștesc hormonii tăi. Și după aia poți să revii discutând nu neapărat liniștit, să fim realiști, dar poți să discuți și din cortex, nu numai din amigdala, da? Tot trebuie să zici ceva. Da, nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar trebuie să fii. Nici zică contra, bine nici să batem pasul pe loc. Așa. Dar tu ai propus aici această soluție, dă o tură, ia o pauză, respiră, numără până la 10. Sunt multe feluri în care poți nu înjura, nu răspunde imediat. Așa. Și asta ar fi soluția. Dar cumva această soluție deja presupune într-un sens problema rezolvată. Pentru că, și asta cred că este problema cu această soluție, pentru că cea mai mare problemă pe care o are cineva când este înjurat este fix în acea milisecundă, în acel sfert de secundă în care fără, nu apucă să ia controlul. No, bine, bravo, bine că ai zis. Fii atent aici. Eu cred, sau mie îmi place să cred, că vorbim unor oameni cel puțin care își doresc să fie bine. Și acum mă adresez oamenilor care stau aici și se uită la noi, oameni care în secunda asta nu sunt activați, nu sunt nervoși, nu sunt cu nervii întinși la maxim. Sunt niște oameni care stau probabil cu uitându-se pe telefon sau la laptop sau cu pixul în mână și notează. Apropo, ar fi bine să mai notați. Că ce ții minte, uiți. Ce ții minte, uiți? Păi nu? Da, da, sună așa. Ce ții minte, uiți. Ce notezi, ții minte. Așa. Mie îmi place să cred că acești oameni se uită la noi și, în primul rând, înțeleg faptul că până ajungi să pui în practică ceva, e nevoie ca acel lucru să îl ai ca teorie în minte. Mă, tu, în primul rând, trebuie să știi ce ai de făcut. Ca să poți să aplici ceva, tu trebuie să știi lucrurile ăla. Și până acum unii n-au știut nici chestia asta banală. Ce să fac în momentul în care vine să-l trântesc pe partener de pereți? Bă, uite, zic eu, ia-ți o pauză. Dacă tu începi să gândești în termenii ăștia, când o să mă enervez mâine sau peste 5 minute, când o să mă enervez, îmi propun să iau o pauză. Ghiși ce? Când o să te enerveze partenerul prima ocazie, ce o să faci? Nu o să-ți iei pauză. Dar o să-ți vină, cred, în minte gândul mă. Nu o să-ți iei pauză, poate. Că nu ai exercițiu. O să-i o trântești înapoi. Dar în următoarele secunde, în timp ce tu i-o trântești, deja te gândești. Nu era mai bine să iau pauză? A treia oară te înjură. Ce o să faci? Eu zici înapoi. Dar te gândești mai repede. Bă, mai bine luăm pauză. A șaptea oară, iar ce o zice și nu-ți vine ideea în minte... că trebuia să iei pauză după 10 secunde sau după 3 minute. Îți vine după 5 secunde. Și peste 20 de ocazii îți vine ideea, hai să iau pauză după o secundă. Ei zis-o, deja ai scos porumbelul și după aia îți iei pauza. Și peste nu știu câte ocazii, pentru că mereu, mereu, mereu îți spui, bă, când mă înjură, când mă trântește, când face ceva, eu plec de acolo, nu mai stau să agravez conflictul. O să vină ziua când
Dacă prima dată ți-aduce aminte după 20 de secunde de treaba asta, după aia după 10 secunde, după aia după o secundă, o să-ți vină ziua când prin antrenament o să faci chestia asta exact când îți vine, spui, mai bine iau o pauză sau să spun ceva. Foarte sănătos este dacă, sau foarte sănătos, tot e mai bine dacă îți iei pauză și după ce ai zis-o. Adică ți-a zis partenerul, i-ai zis-o și tu și pe aia spui, bă, îmi pare rău de ce am zis, dar măcar acum m-am descărcat și plec. Nu mai stai acolo și te mai cerți încă jumătate de oră. Că tot e mai bine. Ai zis, ai plecat. Și cred eu că prin antrenament o să vină ziua când, înainte să scoți porumbelul, o să-ți iei pauza asta. Dar e foarte important ca tu să începi să lucrezi cu mintea ta, ca să știi ce ai de urmărit. Că dacă nici măcar chestia asta banală tu nu știi, nu o să poți aplica niciodată dacă nu știi. Da. Mă încadrez în această parte a conversației undeva cu câțiva ani în urmă, când, mă rog, am încasat-o foarte mult de la fratele meu în copilărie și pentru că eram mai mică fizic decât el, n-am îndrăgit-o să-i dau și eu înapoi. Însă, deși ai fi vrut de multe ori? Evident, dar știam că forțele nu sunt egale și atunci decât să intru într-un război pe care îl pierd de două ori, prefer să-l pierd odată atunci când se inițiază. Numai că, alegând o facultate care m-a trimis de mai multe ori pe teren de sport și m-am antrenat mai mult și febra musculară mi-a dat impresia că mușchii mei încep să lucreze și motricitatea mea să fie îmbunătățită, a fost ocazie în care am îndrăznit să întorc favorul primit inițial și a ieșit nasol. Din momentul ăla am hotărât că nu voi mai avea reacții de genul ăsta și că într-adevăr plec în colțul meu până mă relaxez. Numai că, uitându-mă la mine, am dezvoltat un comportament care mă trimite să dau ture, numai că cel cu care am avut aparent, să spun, războiul, nu așteaptă asta de la mine. Așteaptă cumva o relaționare pentru o rezolvare, pentru că astfel războiul intră pe ripit. Vreau să te întreb cum facem ca acest control pe care tu ne încurajezi să-l dezvoltăm, cum facem să-l aplicăm corect, astfel încât și partenerul de conversație să primească practic ce își dorește pentru soluționare, că și el reacționează în urma unui fundament foarte deranjat. Bine. Uite, vorbesc despre relații de cuplu, în primul rând, și după aia fiecare să aplice în alte domenii. Mă uit eu cu soția mea, am ajuns la concluzia că eu dacă sunt mai vulcanic, ăla e momentul în care am anunțat-o, când o să mă enervez vreodată, eu primul lucru care îmi vine instinctiv este să lovesc. Cu ce? Cu cuvinte. Asta mi-e natural mie. Dar, pentru că nu vreau să fac treaba asta, aleg varianta aia cumva o altă extremă. Deci asta o extremă e să lovești, o altă extremă este să fugi. Dar pentru că eu nu pot să adopt varianta echilibrată, să stau într-o discuție, ca un om civilizat, ca un om educat, prefer să fug. De ce? Când fug, măcar s-au diminuat niște pericole, niște consecințe, niște de-astea. Scade riscul să iasă... Bă, nu te-am lovit, nu te-am înjurat, nu te-am jignit, nu mai crești și alte amintiri negative. M-ai enervat, am plecat. A, că tu stai frustrată în camera ta, da, e adevărat. Dar măcar stai frustrată, dar nebătută, neînjurată. Mă, e mare lucru. Corect, este o altă deci, acum 20 de ani, discuția asta am avut-o cu Ana. Când mă enervez, eu plec. Să știi de ce plec. Că nu vreau să te jignezi, nu vreau să zic cuvinte după aia să-mi pară rău. Nu i-a convenit Oanei, dar măcar știa. Bă, ăsta s-a enervat, s-a dus unde s-a dus. Ei bine, cu timpul am învățat să stau în relație, să nu mai plec. Și am învățat metode, am lucrat cu mine, astfel încât chiar dacă sunt supărat sau chiar nervos, să pot să discut astfel încât să nu îmi pară rău după aia. Și este un obiectiv pe care mulți ar trebui să și-l propună, dar ai nevoie de timp și de efort. Bravo! Prima dată plec, dau ture, lucrez cu mine să mă calmez acolo fiind singur, mai și după ce am reușit să fac chestia asta, poate ajung să-mi gestionez emoțiile mai repede, chiar acolo, fiind în relaționare. Cazul pe care l-ai pus tu, primul pas mă duc, îmi iau spațiu 5-10-15 minute singur, o oră, când am nevoie, și după aia nu las lucrurile așa în ploaie. Nu, mă întorc. Uite, acum m-am mai potolit, hai să discutăm situația. M-am mai liniștit și eu, te-ai mai liniștit și tu, am realizat că nu ești dușmanul meu, da? Acum sunt doar trist, nu mai sunt nervos, sunt dezamăgit, poate și de mine, poate și de tine, poate sunt rușinat că totuși ți-am zis niște chestii în timp ce plecam. Mă rog, am alte trăiri acum. Dar ăsta e momentul, după ce m-am liniștit, eu vin și reiau discuția.
Sau e posibil să zic, sunt atât de supărat și atât de nepregătit în momentul ăsta încât mâine discutăm. Și da, foarte fain ca partenerul... O regulă care funcționează la tine și este benefică pentru tine, dar partenerul tău nu îi se potrivește și ar trebui să găsim o medie între cei doi. Foarte bine că nu mă lași. Vreau să zic că în diferite momente ale vieții noastre, ale relaționării noastre, unul e mai pregătit și altul e mai nepregătit. Sunt momente din, în viața noastră când soția mea nu e pregătită pentru ce îi cer eu, alte situații când eu nu sunt pregătit pentru ce îmi cere ea. Dar întotdeauna este unul care e un pic mai înțelept, care e un pic mai liniștit, care e unul care zice, bă, las-o de la mine acum. Întotdeauna. E foarte nasol când s-au trezit amândoi cu fața la ceașaf. E chiar stare nasoală. Dar uite, eu, cel puțin în relația cu Ana, am ajuns la concluzia că uneori eu sunt mai puternic și o tolerez pe ea cu nebuniile ei și cu stările ei de arici sau cum e ea, alteori ea mă tolerează pe mine. Dar e foarte important, discuțiile astea le ai înainte. Când ești liniștit. Înțelegerile astea trebuie să vină între cei doi când ei sunt în pace și liniștiți și stau acolo și se uită ca niște prieteni unul la altul. Că discuția asta, dacă tu ai când ești nervos, când scoți fum pe toate părțile, nu ai cum să ajungi la înțelegerea. Dar cred că suntem de acord amândoi, că ne-am trezit în conflicte pe care aparent le discutasem înainte, fie că era vorba de subiect, fie că era vorba de reacția mea la un anumit stimul și în momentul în care izbucnește războiul, nu mai ții cont de nimic, pentru că ești de inflamat încât nu-ți mai aduce aminte, nu poți să mai... Se poate și asta. Să-ți mai vină gândul acela pe care l-ai discutat în timp de pace, că nu mai este potrivit contextului. Da. Așa îl simți atunci. Da. Ce faci în situația asta? Repet, vorbim pentru oameni care chiar își doresc ca lucrurile să fie bune. Mm-hmm. Nu. Ce faci? Te cerți. Te cerți, că asta e, dacă te-a luat valul și pe tine și pe partenerul de viață, te cerți. Dar uite ce am încercat eu să fac. Care a fost parcursul de-a lungul timpului? Dacă la început o poate o ceartă, dura o jumătate de oră sau o oră și tot cu învinuiri și cu reproșuri, după aia s-a micșorat. Scurtat. S-a scurtat perioada asta. Cuvintele n-au mai fost ca cu 20 de ani, atitudinile n-au mai fost ca cu 20 de ani, adică pe măsură ce tu tot îți spui minții tale, băi, eu vreau să mă comport așa, ăsta e modelul meu de comportament. Vreau să spun că dacă tu mereu îți aduci în conștient treaba asta, o să vezi că certurile vor lua altă înfățișare pe măsură ce tu avansezi în viață. Da, și aici ai cumva o întrebare care se pune de la sine și care mi se pare foarte importantă. E posibil să te ceri cu reguli? Da. Da, corect, bravo. Este foarte posibil asta. Dar, repet, este un proces conștient și continuu. E un proces de lucru constant cu tine și dacă vreți, e foarte important să previi certurile. Cel mai important este să previi, să nu ajungi în situația de să escaladeze conflictul. Aia este idealul. Dar dacă totuși ai ajuns acolo, măcar, uite, eu am niște reguli, mă. Niciodată nu o să fac niște lucruri. Că oricât de tare m-ar enerva nevastă, nu fac niște lucruri. Chiar dacă mi-ar veni. Nu le fac, punct. De exemplu, să o lovesc, să o ating. Niciodată așa ceva, pentru noi este sfântă treaba asta. Deși firesc, ca orice om, îți vine să faci treaba aia când cineva chiar te scoate din minți. De-aia, de multe ori, pe copil, de ce-l bați? De ce și-au bătut atâția părinți copiii? Uh-huh. Pentru că la stare de nervi nu mai ai alte variante de a gestiona conflictul. Neapărat. Nu te mai gândești tu la educație, pur și simplu nu te poți stăpâni și te gândești, bă, singura persoană pe planeta asta pe care pot să o bat fără să mă cam judece așa rău toată lumea, e copilul. Uh-huh. Deci, bă, vreau să bag mințile în cap. Dar în realitate tu îl bați pe copil pentru că nu știi să gestionezi emoțiile tale negative, n-ai alte instrumente de a rezolva problema și zici, bă, îl bat. Unii aplică chestia asta și între prieteni și cu partenerul de viață, din nefericire. Dar dacă noi tot învățăm, ajungem la un anumit moment în viața noastră încât să gestionăm conflictele astea, în primul rând, prin prevenție. Băi, fac lucrurile în așa fel încât să nu ajungem să ne pierdem mințile, să ne scoatem ochii. Și doi, dacă totuși am ajuns acolo să ne zicem câte o vorbuliță, nu zicem anumite vorbe niciodată. Bă, nu le zicem. Dar asta mi-am propus înainte. Și o să vezi că nu-ți iese din prima, a doua, din a treia, din a zecea. Bă, dar din a șapte, zecea încercare o să-ți iasă. Ca și la săritura cu prăjina, ca și la tot ce vrei tu în lumea asta. Puțin câte puțin înveți lucrurile, dar trebuie să le aduci în conștient.
Am asistat la discuții sau, mă rog, diverse conversații, unde partenerii, dacă la începutul relației aveau conflicte foarte aprinse și super inflamate, pe parcurs s-au mai stins din această expansiune, însă unul din parteneri apărea cu problema nu îți pasă mai puțin și de asta ești mai puțin inflamat? Picăm frecvent în plasa asta? Mă, nu știu cât de frecvent pică relațiile, dar da, ai putea să fii acuzat. Însă în momentul în care tu ești acuzat, spui doar atât. Îmi pasă, dar am învățat să-mi pes într-un mod civilizat. Nu mai vreau să mă activez, să mă compor ca un nebun. Am făcut asta acum 15, 20 de ani, 10 ani, acum un an, depinde de persoana despre care vorbim, bă, dar nu mai vreau să reacționez așa. Îți arăt că îmi pasă de tine, de relația noastră, altfel. Și uite cum, când fac asta, 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 îmi pasă în mod pozitiv. Dar e adevărat, pentru unii, mai ales pentru cel cu atașament anxios, chiar și cearta, cât de grav ar fi ea, este o dovadă de îi pasă de mine. Nu, eu nu mai vreau să-ți arăt că îmi pasă de tine când te plesnesc. Vreau să arăt că îmi pasă de tine când îți vorbesc frumos și când mă controlezi, când lucrezi cu mine. Și în timp se poate ajunge acolo. No. Avem astăzi titlul între stimul și răspuns. Care sunt consecințele când controlăm acest răspuns? Da, oricum o să mai discutăm și data viitoare, dar ca idee, când între stimul, înjurătura și răspunsul pe care îl dau eu, dacă perioada aceea de milisecunde, de secunde, câte ori fi, dacă eu îmi aleg comportamentul și nu mă comport doar instinctiv ca un animal, dacă eu îmi aleg comportamentul la nivel subconștient sau poate chiar și inconștient, mesajul pe care eu mi-l voi transmite mie este, mă, dar eu chiar pot. Eu chiar pot să mă controlez. Eu am crezut că ăsta-s eu. Știi că este replica, ăsta-s eu. Mie că mi-e vine, ți-o dau. Mă, uite că eu nu chiar ăsta-s eu. Uite, chiar pot să îmi gestionez emoțiile și pot să vorbesc frumos și pot să vorbesc și civilizat. Și dacă eu ajung la convingerea asta, stima de sine mai crește un pic. Pentru și că mai crește un pic. Sunt mândru de mine și exact. Chiar stima de sine capătă un boost mai mare decât dacă te înjur și pe tine, te înjur înapoi. Păi dacă eu te înjur, stima de sine scade. De ce? Pentru că după aia mă duc în camera mea și mă rușinez. Doamne, mi-a dat-o, i-am dat-o, adică suntem la același nivel, vai și amar de mine, mă simt vinovat, mă simt rușinat, poate și umilit. Și stima de sine se duce în jos. Iar în momentul în care eu am control asupra reacțiilor mele, stima de sine mie îmi crește. Și asta mă ajută. Și de asta discutăm despre subiectele astea. Și data viitoare vreau să continuăm exact cu același subiect. Să fie partea a treia a între stimul și răspuns, da? Asta e. Îți mulțumim, Florin, pentru răspunsurile pe care ni le oferi și pentru direcțiile faine în care ne plimbi. Da, și astăzi sperăm să se mai fi mișcat ceva acolo la noi în Craiuraș pentru a face acele schimbări care se cer pentru a ajunge efectiv adulți frumoși, sănătoși, care au relații sănătoase. Sunt Consuela Bălașa, miercurea viitoare la ora 18 ne vom da întâlnire din nou așa masa rotundă pentru ca step by step să dezvoltăm eul nostru frumos, să ajungem oameni frumoși pentru a avea relații frumoase. Seară frumoasă tuturor, la revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare. Acest program este oferit de Maurer Imobiliare.
Bună seara și bine v-am regăsit la încă o ediție a emisiunii Sub Lupă. Eu sunt Antruția și alături de mine se află Mircea Stanciu, fondator și director executiv companie de training. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Trecem la primul subiect al serii. Cum motivăm tinerii să învețe de la 24 de ani? Consultantul educațional Oana Moraru consideră că fiecare interval de vârstă oferă o oportunitate de a atrage pe copii către studiu și că trebuie ținut cont de specificul vârstei lor. Cum îi fac să învețe de plăcere? Cum îi ajut să-și dorească să studieze, să fie atent la ore? Cum ajunge un copil să-și dezvolte motivația pentru învățare? Atitudinea față de învățare se învață și ea. Se formează în trepte și ține de cât de bine conștientizăm că fiecare etapă a vârstei este o altă fereastră de oportunitate în construcția ei. Am tot vorbit în cadrul emisiunii despre învățare, despre educație. Cum învățăm să învățăm sau care sunt capcanele? Pentru că nimeni nu învață cum să învățăm, de fapt. Și care sunt procesele din spatele învățării? Da, sunt foarte, foarte multe capcane. Aș merge un pas mai departe și aș spune că mare parte din eșecurile pe care le avem sau mare parte din momentele în care renunțăm să mergem mai departe se datorează unei necunoașteri a stadiilor de învățare prin care oamenii trec. Deci dacă nu realizăm, dacă nu știm care sunt acele stadii, dacă nu știm care sunt problemele care pot apare la acele stadii, dacă nu știm ce este de făcut ca să mergem o etapă mai departe la următorul stadiu. La următorul stadiu, cred că acolo intervin tot felul de probleme. Mă uitam pe articol și vedeam că recomandarea între 9 și 12 ani este să nu existe foarte multă competiție, foarte multă concurență, pentru că ar da naștere unor frustrări și copiii sunt mici la această vârstă. Din păcate se întâmplă. La 9-12 ani, la noi în școli, copiii concurează din greu. Care este cel mai bun în clasă, care este cel mai bun. Se anunță notele, învățătoarea anunță notele și copiii știu. Copiii încep să aibă anumite rețineri, să spunem. Nu mai doresc să participe la concursuri, se întâmplă. Și cumva cred că în momentul acela își capătă și imaginea spre ei, că sunt bun sau sunt mai puțin bun sau chiar sunt prost. Da, chiar sunt prost. Și ce este des întâlnit, o afirmație de genul sunt mai puțin talentat. Afirmația asta apare deseori atunci când nu cunoaștem care este procesul de învățare, care sunt stadiile acestea. Hai să vedem care sunt stadiile atunci, să înțelegem mai bine. În articol se vorbea de o vârstă până la 24 de ani, să spunem că este o vârstă în care o mare provocare pentru oameni, dacă ar fi să aleg un exemplu, este să devină manageri. Mulți oameni spun, managerul meu este slab sau este toxic și la întrebarea, tu ai vrea să fii manager? Oamenii spun, nu, e prea greu, nu vreau să-mi bat capul cu asta și e o problemă. Și de multe ori se întâmplă ca cineva să fie promovat manager din rândul colegilor. Da, și atunci se întâmplă, de obicei, de fapt. Se întâmplă și este o situație destul de grea pentru persoana respectivă, pentru că își schimbă poziția față de colegi. Și atunci el trebuie să învețe cum să devină manager și tinde să se uite, să spunem, la managerul lui. Începe să limite până își dă seama că ceva nu funcționează bine. Și atunci are nevoie de un feedback de la cineva. Cineva care să-i spună ceva nu merge bine, trebuie să schimb ceva. Ei, în momentul acela când omul primește un feedback că ceva nu merge bine, înseamnă că este în stadiul de învățare care se numește incompetență conștientă. El realizează că nu știe ceva. Deci incompetență conștientă. Își realizează limitările. Își realizează limitările. Ceea ce ne și spune că înainte mai exista un stadiu care se numește incompetență inconștientă. El nu știa că nu știe. Credea că știe, credea că este ușor, dar nu era așa. Bun, deci acesta este primul stadiu, să înțeleg. Când nu știi că nu știi. Nu știi că nu știi. Este incompetență inconștientă. Putem să o asimilăm cu faptul că ne uităm la cineva, la un șofer. Avem 18 ani, ne uităm la un șofer, schimbă vitezele, trage de volan și pare ușor. Și când te pui tu să conduci, îți dai seama că mașina sau nu se ornește sau prinzi viteză și altele de genul. Da, foarte interesant analogia. În acest moment, un mare pericol pentru persoana care vrea să progreseze este să refuze acel feedback, să spună, nu este așa, eu de fapt mă pricep. Avem un fel de rezistență pentru că nu e așa, de la școală avem sechele, da, nu păcate. nu poate să pară că nu știu, mă simt nu foarte confortabil. Și atunci tinzi să respingi. Tot ceea ce te diluează poziția, să spunem, sau da, crede. Orice te face să ai o imagine mai slabă decât se părea că ai. Și sfatul ar fi să se meargă totuși în direcția, chiar dacă nu recunoști, cel puțin ție să-ți recunoști că ai ceva de îmbunătățit și să mergi mai departe.
Și aici o problemă foarte des întâlnită este faptul că lumea spune, după ceva efort, spune, nu sunt talentat. Nu sunt talentat și ei se compară cu cineva care merge foarte bine în acea direcție, cu cineva care performează foarte bine, dar acela uităm că se antrenează de multă vreme. Tu nu poți să te compari, vorbeam de competiție, nu poți să te compari cu acea persoană. Tu trebuie să știi în ce stadiu ești, neapărat. Dacă nu, s-ar putea să suferi deziluzii. Practic îți pui o etichetă în momentul acela că nu o să poți să faci niciodată acel lucru. Așa deci spune. Ți-ai blocat, te-ai blocat traiectoria. Ăsta este primul motiv pentru care oamenii renunță. Nu sunt suficient de talentat, mă compar cu cineva cu care n-ar trebui să mă compar, că se află în alt stadiu de învățare și renunță. Trebuie să știm că este o muncă foarte dură care trebuie depusă. Noi nu știm persoana cu care ne comparăm cât timp am muncit pentru asta. Eu trebuie să ajung într-o situație în care pot să performez bine dacă mă concentrez. Și atunci pot să spun că am ajuns în stadiul competent, conștient. Știu, îmi ies lucrurile bine, dar trebuie să mă concentrez. O clipă de neatenție și lucrurile nu mai ies așa de bine. Putem să ne referim la cazul unui manager care, să spunem, știe că trebuie să-și pregătească întâlnirea cu un subordonat, știe că trebuie să aibă un obiectiv pentru întâlnire și totuși nu o face. Spune, o să mă descurc și fără pregătire. Și va fi eșec. Și după aceea o să spună, nu sunt suficient de talentat ca și manager. Deci și la acel stadiu poate să apară această etichetare că nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de talentat. Tind să observi că durează ceva și trebuie să te concentrezi și trebuie să fii conștient. Ăsta este stadiul pe care îl numim competență conștientă. Da. În acest stadiu, conștiența și rațiunea și tot ce observăm conștient și cu efort este greu. Este greu, merge greu, durează mult. Nu e un reflex încă. Și de aceea lumea tinde să se compare cu cineva la care merge automat și nu e cazul. Nu trebuie să ne comparăm cu cineva care are reflexe. Da, pentru că noi a trecut încă de mult prin acel proces. A trecut de mult prin acel proces. Și l-a internalizat. Și l-a internalizat, exact. S-au creat automatisme pe care eu, să spunem, nu le am. Trebuie să fiu conștient. Da. Deci trebuie să mă pregătesc, trebuie să fiu concentrat. Și trebuie să știu că durează ceva. Marea greșeală este ca cineva în acest stadiu să vrea să meargă repede, pentru că altcineva merge repede. Dacă facem analogia cu mașina, eu mă concentrez ca să merg cu 60 la oră și vine cineva care îmi spune, ce slab te descurci, mergi și tu cu 80, mergi și tu cu 100. Și ce se întâmplă? Eu nu am reflexe, trebuie să mă concentrez și la 60. Ce se întâmplă este că s-ar putea din acel exces de viteză și vedem tineri de 18 ani cu carnet de 3 luni care produc accidente din cauza că nu realizează în ce stadiu sunt. Deci, bine, da, noi le teoretizăm aici, dar lucrurile astea se întâmplă cumva automat și lucrurile se întâmplă. Dacă nu le cunoști, nici nu poți să te autoevaluezi că uite, sunt în stadiul ăsta, ar trebui să. Da, exact. Să fiu mai atent. Deci primul lucru pe care noi ar trebui să reținem, inclusiv din discuția asta, este că trebuie să conștientizăm care sunt stadiile. Deci deocamdată am parcurs 3. Le mai luăm o dată de la început ca să fie clar. Deci primul este incompetență? Incompetență inconștientă. Nici măcar nu știu că nu știu. Al doilea este incompetență conștientă. Cineva deja mi-a spus, este un pas înainte, eu pot să sufăr o dezamăgire, credeam că știu, dar uite că nu știu. Și trebuie să merg și să fiu conștient că necesită efort. Și mai ales să nu mă compar foarte tare în perioada asta cu alții care alții sunt mai avansați, să spunem. Da, pare că oamenii au două mâini, două picioare, dar suntem foarte diferiți. Absolut. Am învățat să mergem cu picioare pe picioare noastre. Da. Așa, al treilea și stadiu. Al treilea stadiu era competență conștientă. Este stadiul pe care îl recunoaștem atunci când știm să facem lucrurile bine, dar e nevoie de concentrare încă. Și efort susținut. Și efort susținut. Bun. Și al patrulea? Și al patrulea este extrem de greu de atins din cauza că, spre deosebire de distanța dintre primele două, deci la incompetență conștientă și competență conștientă, aici era nevoie de efort, dar ca să ajungi la al patrulea, care se numește competență inconștientă, adică faci lucrurile din reflex, ai nevoie de mult mai mult efort. Și ce este foarte important, acel efort nu îl vei face dacă nu ai o motivație foarte puternică. Deci cineva care nu știe de ce face acel lucru,
va renunța, va rămâne undeva la 70%. Deci între, pe la pasul 3, între 2 și 3. Sau între, 3. Între 3 și 4 are anumite automatisme, dar nu face lucrurile așa repede, așa de bine, precum altul care se antrenează foarte mult. Da. Uite, ai zis exemplu cu șoferul, e foarte clar la șoferie, adică da. Ți-ai luat carnetul în continuare, da. Ești foarte atent că trebuie să da. Schimbi viteze, trebuie să dai de volan, da. Trebuie să te asiguri, da. Dar după o perioadă, un an, doi, trei, toate da. Astea devin automate, poți, nu da. Este indicat, dar se poate vorbi la telefon și în același timp poți să fii, da. Să execuți toate acțiunile automat, sau să da. Vorbești cu pasagerul din dreapta, sau să asculti muzică tare. Da. Și noi nu sesizăm faptul, dar noi nu vom exersa condusul auto dacă nu avem o motivație. De exemplu, dacă eu nu trebuie să ajung eu cu mașina la serviciu și mă duce soția, să spunem, nu o să fiu motivat să conduc. Și atunci nu voi ajunge în pasul al patrulei. Și nu voi ajunge în pasul. La un moment dat, când ajung într-o stare de urgență, voi lua mașina și mă voi concentra din nou foarte tare ca să merg cu 40 sau 50. Deci da. N-am avut o motivație suficientă. E interesant că deci, acești pași, ca să sumarizăm subiectul, da. Se aplică practic la orice vrem noi să învățăm la în această orice. Viață, care este, evident, este puțin mai complex. Nu vorbim acum de este... ceva foarte, foarte simplu, da. Gen să fac o prăjitură, aia se învață mai ușor. Deci și acolo se aplică acești pași. Și acolo, trebuie să știi acolo. De ce. Deci dacă vrei să fii bun, trebuie să știi de deci, ce vreau să fac prăjitură. De la de ce. Care este motivația mea, așa că e suficient de puternic. Da. Ai spus foarte, foarte bine. Da. Și astea sunt două motivații. Una ca să scap de durere, este cea mai puternică, și una ca să ating mai multă plăcere. La prăjitură e cu plăcere. Sau așa ar trebui să fie. La prăjitură e cu plăcere, da. Bun, trecem la a doua tema a serii. Cum dăm feedback? A da sau a primi feedback este un proces sensibil. Unii sunt reticenți în a da feedback, iar ceilalți în a-l primi, chiar dacă nu este vorba de feedback negativ. Ceea ce este cristalizat prin educație și normal în sistemele tradiționale de valori, pentru cei mai mulți, în special pentru noi români, este o corvoadă. De aceea este necesară prezentarea câtorva principii de bază ale fenomenului. Oricare ar fi natura acțiunii întreprinse și relația dintre persoana care inițiază acțiunea și persoana care trebuie să răspundă de mersul unei acțiuni, feedback-ul trebuie să se caracterizeze prin claritate. Un feedback trebuie să răspundă în mod clar la o acțiune inițiată. Precizie, un feedback trebuie să fie precis. Să spune că ne-am apucat să facem prăjitura și s-a ars. Și soția sau prietena ne dă feedback. Cum ar trebui să ne dea feedback-ul? Dacă ne dă feedback ce mare prostie ai făcut, nu va ieși bine. Nici pentru, va ieși cu ceartă. Nici pentru noi, nici pentru soție sau prietena. Este ceva, este un impuls, acesta de a da feedback negativ ce nu ai făcut bine, care și sună ca o critică, da. De multe ori, și nejustificată poate, este un reflex pe care îl avem de mici. Noi așa suntem crescuți, așa este cultura noastră. Așa am crescut în școală, așa ni se spune. Până la urmă și educația religioasă se bazează pe observarea păcatului, pe ceea ce nu funcționează bine. Și se pune accent pe lucrurile negative. Se pune accent pe lucrurile negative. Nu fă cu tare lucru, nu conduc cu 60, dar cu cât? Noi avem nevoie de mai mult ca să ne corectăm. Este ceva care mi se întâmplă în relația cu copii, în relația cu subordonații mi s-a întâmplat. Este ceva peste care poți să... Este ceva ce poate trece neobservat foarte ușor. Da. Vine din reflexe. Deci am vorbit de cum nu trebuie dat feedback-ul apropo de așa. Cum îl dăm într-un mod corect în care să aibă un efect constructiv și care ar fi pașii aceștia? Există metodologii sau soluții care funcționează în orice cultură. Culturile sunt foarte diferite și religii și alte feluri de comportamente sociale, dar există modalități care se potrivesc, se pliază pe psihicul oricui. Și o modalitate de feedback este feedback-ul pozitiv, feedback-ul prin care tu spui ce a funcționat bine, de ce și că ar trebui să se repete. Este feedback-ul pe care numim feedback pozitiv. Fără acest feedback, omul, deși are bunăvoință, nu știe dacă merge în direcția bună. Este și un fel de recunoaștere care de multe ori lipsește. Oamenii tind și managerii tind să nu acorde acest feedback. Merge bine, n-a sărit nimic în aer. El știe că trebuie să meargă așa. Da. Dar nu-l semnalizează. Sau nu-l semnalizează și atunci plan. pierzi două lucruri. Pierzi întărirea a ceea ce a mers bine și pierzi faptul că pierzi oportunitatea de a recunoaște meritele cuiva. Și oamenii au nevoie de recunoaștere. Este un factor motivator foarte puternic. Vorbeam de motivatori. Da. Ce îi face să devină mai bun? Recunoaștere este un factor extrem de puternic. Spunea Herzberg în anul 2002 și poate alții și înainte.
Așa, este feedback-ul în orice caz, indiferent de ce tip ar fi, trebuie să aibă ca scop creșterea omului. Dacă noi nu avem în prim plan creșterea omului și suntem axați, să spunem, pe creșterea afacerii și nu ne interesează de oameni, da, este o soluție. Părerea mea că va merge pe timp scurt, pe termen scurt. Pe termen lung, soluția este oameni să funcționeze bine în ideea dezvoltării business-ului. Și atunci vei fi mai atent la feedback. Eu am întâlnit oameni în companii care evitau ședințe, amânau ședințe luni de zile pentru că aveau de dat un feedback negativ. Oamenii nu înțelegeau ce n-a mers bine, nu știau ce discutam mai devreme, nu știau că ceva nu merge bine și managerul nu dădea acel feedback din cauza că este o situație grea de presiune psihică și pentru manager și pentru angajat. Și vestea bună este că nu trebuie să dăm neapărat feedback negativ când ceva nu merge bine. Este o altă tip, altă tipologie, un alt tip de feedback, care se numește feedback corectiv. Așa, sună foarte interesant. Prin acesta, noi trebuie să indicăm care este direcția în care trebuie mers. Deci, care a fost situația, care este situația despre care vorbim, să spunem, când ai de vorbit la telefon cu un client recalcitrant. Așa. Și atunci feedback-ul corectiv va fi, data viitoare când vorbești cu un client recalcitrant, îl întrebi frumos care este problema și îi spui că poți să-l ajuți cu următoarele soluții, fără să te impacientezi. Și atunci, și se spune și care este rezultatul așteptat, și atunci o să vezi că în final clientul are mai multe șanse să se potolească. Din ce povesteai aici, deja mi-am imaginat flow-ul și pare așa foarte liniștitor. Chiar dacă ai venit cumva poate cu un pachet de nervi de la o conversație, povestind exact cum ai spus tu toate aceste etape, simțeam eu acum cum mă linișteam și cum priveam mult mai optimist o eventuală nouă discuție. Nici nu pare că este feedback. Da, exact. Eu am avut un șef, era director financiar pe Europa, eu eram pe Europa de Est și eu mi-am dat seama după 3 ani că el mi-a dat feedback. Extraordinar. Ce făcea? Îmi spunea, Mircea, tu ce părere ai? Cum s-ar putea proceda în situația asta? Eu nu știam neapărat ce situații sau ce comportamente de ale mele are el în vedere, dar mă lua direct cu care este părerea ta despre situația cutare și cum se poate îmbunătăți. Iar eu chiar credeam că îmi cere părerea, că vrea ceva, vrea ca eu să contribui constructiv cu ceva. Și după aceea mi-am dat seama că el de fapt îmi dădea un feedback. Nici nu-ți dai seama că primești un feedback. De fapt, nici nu trebuie să menționezi cuvântul feedback. Da. Deja și cuvântul feedback are conotații negative. De multe ori când aud și când auzeam cuvântul feedback, deja mă așteptam la ceva rău, la ceva corectiv, la ceva negativ. Și ceva, chiar dacă tu știi că există un anumit format și un anumit mod de a pune lucrurile frumos, dar te aștepți și la o critică cumva pe care o simți. Adică feedback-ul cumva include și partea care nu-ți place, partea care nu a ieșit atât de bine. Include ceva ce nu a ieșit foarte bine. În primul rând, noi trebuie să fim atenți la cum spunem lucrurile și chiar și ce cuvinte folosim și ai șanse să, ca feedback-ul să iasă mai puțin jignitor, mai puțin violent. Cu toate acestea, există un pas pe care trebuie să-l facem înainte de a ne gândi la feedback. Este vorba despre încrederea pe care o construim cu acel om. De multe ori mi s-a întâmplat ca un om care are încredere în mine, că vreau ce este bine pentru el, vreau ca el să crească, acel om să nu dorească neapărat cuvinte potrivite, meșteșugite. Să-i fie suficient o abordare mai pe șleau, pot să-i spun, ești prost. Și să vadă că sunt supărat, că știe că scopul meu este creșterea lui și nu-l deranjează așa de tare. Dar bine, aici ajungem la mediul de încredere pe care trebuie să-l construiești din timp și probabil și calitatea oamenilor contează foarte mult în a construi acest mediu. Oricât de bine intenționat ești tu ca manager, trebuie ca și oamenii din subordine să înțeleagă acest lucru și să fie un sistem bine pus la punct. Și noi trebuie să știm că inclusiv ce ai spus tu se referă la abilități. Deci dacă oamenii nu sunt într-un anumit fel, trebuie să ținem minte că au nevoie de anumite abilități și sunt în anumite stadii. Dar despre asta vom vorbi într-o altă emisiune. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ai împărtășit. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Eu sunt Andru Ția și vă las în continuare pe A7 TV cu colega mea Alina Iulie Mureșan și emisiunea ei Alături de tine, iar noi ne revedem și mâine seară la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. La revedere, o seară frumoasă.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.